Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Soare și vă invit la o nouă ediție E vremea ta, cea mai completă emisiune despre fenomene meteo, climă și planeta noastră. Vom afla noi secrete ale gastronomiei și, desigur, nu au cum să lipsească datele despre vreme. În continuare, aflăm cum va fi vremea în țara noastră pe termen scurt. Iabil cam peste tot, mai puțin prin vest și prin nord-vest, parțial și prin centru, unde vor mai fi averse. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zona montană, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și cel mult 16 grade. Iar în restul țării va fi caldă pentru această dată. Vorbim despre cer senin cam peste tot, doar în prima parte a zilei, prin zona montană, apar ceva înnorări și ploi de scurtă durată, dar o să vorbim puțin mai târziu. Vânt vom avea în centru, în partea sudică, în partea sud-estică, asta înseamnă că la rafală se pot atinge viteze de până la 50-60 de km pe oră, iar la munte va sufla tare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade Celsius. În București, în această noapte, cerul va fi senin, iar spre dimineață, în termometre, vom avea undeva la 10 grade. Mâine, vreme frumoasă și caldă pentru această dată, 23 de grade. Vreme caldă va fi și la munte, dar destul de capricioasă, pentru că meteorologii anunță aici ploi pe arii relativ extinse, iar vântul va sufla tare. La munte sunt anunțate viteze ce pot atinge și depăși chiar 100 de km pe oră. Vom avea 9 grade în Semenic, 11 grade în Sinaia și în Stâna de Vale, iar temperaturi mai ridicate vor fi, iată, în Predeal 12 grade și în Poiana Brașov 14 grade Celsius. Ca în fiecare seară de duminică, șef Dan Erbărescu ne invită în bucătăria lui. Bine te-am regăsit, Dan! Doamnelor și domnilor, emisiunea E vremea ta a ajuns la final. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Facebook sau pe YouTube. Sunt Cristina Soare și vă las acum să admirați imaginea zilei. Să aveți o seară frumoasă și o nouă săptămână cât mai ușoară!